Credință, cultură, tradiții și produse autentice românești. O Românie sănătoasă este o Românie puternică. Reindustrializăm România. Unim România prin autostrăzi. Șanse egale la educație. Fiecare copil la școală. Creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri. Pe 1 decembrie, votați candidații PSD Buzău la alegerile parlamentare. Poziția 6 pe buletinul de vot. Bună seara, oameni buni! Am revenit aici la 60 de minute, emisiunea de suflet a buzoienilor. Emisiuni electorale, suntem în plină campanie electorală, deci o campanie electorală un pic mai... Nu știu, parcă s-a mai înviorat un pic de astăzi, dar până azi nu prea am simțit, discutam și cu invitații mei din această seară, nu prea am simțit suflul ăla de campanie electorală. Probabil candidații s-au axat pe televiziunile centrale, în special pe podcasturi, pe alt gen de public, pe rețele sociale, la televiziunile locale, nu numai la noi, și la alte televiziuni în alte județe, au venit așa mai cu frâna pusă. Sperăm că ultima sută de metri va fi ceva mai vioaie și noi ne-am pregătit și pentru astfel de emisiuni. Suntem pregătiți însă să discutăm și multe, multe lucruri pe care le au invitații noștri în plan, pentru că în această seară le mulțumesc că au venit în studioul TV Buzău domnul Dan Popescu, candidat la Camera Deputaților, de la PSD Buzău, bineînțeles, și domnișoara Briana Ioniță, candidată și domnia sa, tot la Camera Deputaților, consilier municipal, domnul Dan Popescu, inspector general adjunct în viața de zi cu zi. Bună seara, bine ați venit la TV Buzău. Bună seara. Bună seara. Mulțumim. Bună seara și telespectatorilor noastre. Da, telespectatorii noștri sunt fideli, sunt pe recepție ca de fiecare dată și sunt mai deștepți decât ai lor, cum spune o vorbă mare. Dane, o am să-mi permit să ne vorbim în continuare, ne cunoaștem de ani buni. Chiar te rog. Briana, ți-am cerut acceptul când ai fost data trecută în emisiune și putem să vorbim la Pertu, pentru că e o emisiune liberă, nu e nimic regizat aici la noi și spunem lucrurilor pe nume. Și am să încep cu tine, pentru că Dan a mai fost și săptămâna trecută și am discutat aproape o oră multe lucruri interesante și am să încep cu tine. Ce ai mai făcut de când nu ne-am văzut noi? De la alegerile locale am avut un program destul de ocupat, pe lângă finalizarea masterului în drept, care oficial am avut și ultima probă vineri, am luat cu notă maximă. Vă mulțumesc foarte mult, a fost proba de oral. Am fost integrată în mai multe proiecte, în mai multe dezbateri, anume vă pot da exemplu Academia Europeană pentru Tineri Lideri Politicieni, în cadrul cărora au avut loc dezbateri legate de tematici importante, desigur relevante situației geopolitice actuale, vorbim de tranziția energetică, de securitate, de mai exact de conflictul care are loc la momentul actual în Ucraina. Și a fost o experiență deosebită, într-adevăr, și mi-a făcut mare plăcere să mă cunosc cu alți colegi din cadrul TSD, din alte județe, practic celelalte organizații. Totodată am participat ca organizator la OSC, a fost întâlnirea anuală la București, vorbim de Organizația de Securitate și Cooperare în Europa. Dezbaterile au avut tematici relativ similare cu cele menționate anterior și a fost mai mult din ideea aceasta de perspectivă parlamentară. Bun, și am avut inclusiv onoarea de a fi invitată de Fundația Regelui Charles la un eveniment în Londra, s-a numit Green Belt Vision și a fost despre expansiunea aceasta urbană, dar care ar trebui să meargă concomitent cu protecția mediului. Și practic s-a definit ca o idee principală acest lucru să se ia în considerare încă de la implementarea proiectelor. Bun, iată, o activitate destul de stufoasă și care ți-a ținut foarte mult, ți-a ocupat timpul foarte mult. Spuneai și când ai fost ultima dată în acest studio că ai proiecte pe termen lung de nu le poți face față. Ne bucurăm că sunt tineri, iată, care vor să se implice activ în politică, vor să facă politică la cel mai înalt nivel și nu e așa, pentru că toți tinerii ăștia ne bucură faptul că au fost acceptați în partide
vechi, în partide recunoscute și cu legitimitate pe piață. Adică nu tu, Briana Ioniță, vrei să faci politică și intri în partidul care va lua sub 1%. Și ca să-ți ți se audă vocea. Iată că, nu știu, PSD-ului așa, se pare că i-a venit mintea cea de pe urmă și am observat, ce spuneam și ție, Dane, săptămâna trecută, foarte mulți tineri pe listele de candidați. Nu numai la Buzău, în toată țara, oameni noi, proaspeți, cu o altfel de viziune și care probabil vor aduce un suflu nou politic. Este o politică de partid, într-adevăr, să avem tot timpul resursa umană care să vină din urmă. Îi pregătim în acest sens. Să știți că PSD-ul întotdeauna a avut tineri în componența sa, numai că probabil n-au fost lăsați cumva să se exprime și a venit momentul, nu de acum, de vreo câțiva ani, pentru că dacă am ajuns cu Briana Ioniță este doar un exemplu, dar sunt mulți alții care au un cuvânt de spus în politica chiar și buzoiană. Dacă am ajuns aici, ăsta este rezultatul politicilor din ultima perioadă, de când conducerea partidului este asigurată de Marcel Ciolacu. Briana, tu ești mai nou așa în politica asta dâmpovițeană, în politica din România. Ai o altă viziune. Citeam și astăzi CV-ul tău postat pe pagina de Facebook a partidului. E destul de impresionat. Dar aș vrea să te întreb așa, ca o paranteză, că ne mai descrețim și frunzele, o anumită europarlamentară astăzi, nu-i dau numele că partidul domniei sale candidează și e promovare electorală, nu-i dezbatere electorală, de o anumită candidată, știm cu toți despre cine e vorba, mai vocal așa, a plecat astăzi la Bruxelles cu doi popi după ea și cu niște simpatizanți să scoată dracii din Uniunea Europeană. Gata, ok, mi-am dat seama despre cine e vorba. Era sigur că erau preoți? Erau îmbrăcați. Da, tu ce părere ai despre manifestările astea, eu știu, suburbane, ca să nu le spunem altfel, ale unor politicieni din România? Cu toată sinceritatea, mă dezamăgesc pentru că dau dovadă de un grad ridicat de populism și, din păcate, prin aceste campanii de dezinformare și aducerea în prim plan a unor valori importante ale societății noastre, dar valorificarea acestora are loc sub forma unui token. Ce este acest token? Noi, practic, vrem să, uitați, sprijinim această idee, sprijinim religia și o să fac această acțiune astfel încât ca oamenii să înțeleagă că fac acest lucru. Dar felul în care este făcută acțiunea este foarte greșit. Aduce practic România într-o poziție negativă, aș spune, și așa cum am început și propoziția, mă dezamăgesc astfel de acțiuni, pentru că până la urmă, oamenii pe care noi îi trimitem, ca și europarlamentari desigur, ar trebui să ne aducă un aport extrem de pozitiv asupra imaginii României, asupra activităților care au loc în România, ori dacă au loc astfel de acțiuni, nu este întocmai acel lucru. Da, nu e singura politigiană cu ghilimelele de rigoare care boicotează România, care lucrează și țipă împotriva României și pe la Bruxelles și pe în alte părți, pentru că am văzut și alții, iar nu pot să dau nume, domnul de la un partid istoric. Eram fan într-un timp acolo la Bruxelles, avea niște ieșiri, niște luări de cuvânt foarte la locul lor, foarte ok. Ei bine, în ultima vreme, luările sale de cuvânt nu mai e europarlamentar, dar candidează la președinția României, mă rog, are undeva la 3%. Dar am văzut ieșirile lui din ultima vreme, se bazează, deci oare ultima speranță, și întrebarea e pentru tine, Dane, se bazează tot pe religie, spre partea asta, de parcă ar vrea să vină divinitatea și să-i bage vot. În urmă. No, sunt unii oameni care sunt ancorați trăiesc în vremuri de mult apuse și când nu au nimic a spune, încearcă să atragă atenția prin orice fel. Să te lipești cu orice preț de un anumit domeniu, de un anumit sector, doar pentru a considera că primești mai multe voturi, vom vedea după numărătoarea, după primul tur, da? Cred eu că acești oameni ar trebui să ne spună concret
ce pot ei să facă pentru societatea românească, nu ce nu pot sau să arate cu degetul în celelalte părți. Eu cred că asta este calea corectă într-o democrație. Haideți să construim, haideți să vedem ce putem să facem și atunci nu mai e nevoie să iau cu mine doi preoți sau pretinși preoți sau Dumnezeu știe ce. Eu nu cred că, după părerea mea, nu cred că sunt preoți. Da? E doar o modalitate de a trage atenție. Da. Eu vreau să spun că am câțiva prieteni preoți sau popi, cum îmi place mie, că ei nu se supără, sunt prietenii mei, să le spun. Și oameni de mare caracter, oameni care n-ar fi acceptat niciodată să intre în asemenea mocirlă, în asemenea troacă. Eu aia stau și îmi pun mari semne de întrebare vis-a-vis și de credința acestora, să presupunem că sunt preoți care au acceptat compromisul de a se duce și... Că știm cu toții ce scandal, da, e un compromis, ce scandal într-adevăr, va fi acolo. Briana, vrei să fii deputat? Da. Mi-aș dori? O să fie. Ce te mână în luptă? Pumnii. Ce mă mână în luptă? În primul rând, așa cum am spus și anterior, eu, intrând în politică, una dintre ambițiile mele cele mai mari este să aduc vocea tineretului în prim plan. Este foarte important ca noi tinerii să luăm decizii pentru noi înșine, la un nivel cât mai ridicat în ceea ce privește nivelul decizional. Asta, sinceră să fiu, este motivația mea principală și totodată să demonstrez că se poate, pentru că de multe ori tinerii sunt descurajați și intrarea aceasta în politică este destul de dificilă văzută din perspectiva lor și sunt puțini tineri care chiar ar fi dispus să facă acest lucru. În loc să, nu știu, ok, nu ești de acord cu o decizie care a luat-o Parlamentul, ok, fă o petiție și vedem mai departe cum decurge procesul. Nu, sunt foarte mulți tineri care preferă să intre în mediul online și să dea drumul la dezinformare, să dea drumul la niște mesaje care instigă către agresiune, către violență și asta este foarte grav. Nu așa schimb lucrurile. Bun, scuze-mă că te întreb. Și cum ai tu de gând să-i determini pe acești tineri care probabil așa le stă lor în fire, în caracter, să intre acolo și să facă gălăgie? Ca și altor politicieni, că văd că modelul ăsta consacrat prinde. Cum ai de gând să îi determini să se întoarcă și să facă așa cum e firesc, cum e logic și cum e civilizat? Corect. Eu aș miza foarte mult pe a fi un model reprezentativ. Exact cum am spus și anterior, uitați, se poate și împreună am putea să facem și mai multe. Deci ideea de a fi un model reprezentativ este extrem de important. Chiar am avut și o discuție cu fiul domnului Dan Popescu și a fost o discuție extrem de importantă pentru mine, pentru că i-am prezentat așa câteva idei, ce mi-ar plăcea să fac în viitor și dacă ar fi de acord și el ce părere are, astfel încât să discutăm împreună, să facem o echipă cât mai mare de tineret care să se ducă mai departe. Și am avut un feedback foarte pozitiv, am foarte mare încredere în tineri ca și Dragoș și sunt sigură că cu cât mai mulți ne-am sânge, cu cât mai multe am putea schimba. Pot să spun o poveste? Pentru că tinerii sunt motoare. Ei întotdeauna reușesc să fie vectori de imagine și întorcând la povestea cu băiatul, da? Ei au fost colegi la liceul HD, la colegiul HD, vorbindu-i băiatului meu, așa, ca orice familist, ca orice om într-o casă, da, despre politică, subiecte comune aveam, dar nu îl urnea nimic pentru că venea din partea tatălui sau unuia la altă vârstă, da? În momentul în care l-a sunat Briana, în secunda 2 s-a pornit, da? Deci, vedeți, lucrurile... Dar nu ți-a zis să... cum fac tinerii din ziua de azi? Lasă, băi, moșule, ce știi tu? Cam asta a fost percepția lui. În schimb, când l-a sunat Briana... În momentul când l-a sunat Briana, a fost foarte receptiv, da? Ba mai mult, deja avea un plan în minte. Și a venit să recunoască, scuze-mă, ca să facem așa o... A venit entuziasmat. Nu, dar a venit să spună, da, tata, ai avut dreptate? Nu o să recunoască niciodată copiii, numai că ei au lumea lor, trebuie să-i înțelegem și pentru noi este foarte bine că găsim și descoperim tineri care aduc tinerii aproape de politică, pentru că noi trebuie să ne pregătim oameni pentru viitor. Am avut multe exemplele în care, chiar și la alegerile locale, oamenii nu au avut ce vota pentru că n-a venit nimic din... Da, aveți o mare problemă și cu tinerii, vă spun eu, și iau-o ca pe o glumă, că dacă jumate din partid va semăna cu domnul Ion Iliescu, aveți o problemă de întinerire a cadrelor. De la Ion Iliescu ne-am reformat ca partid de mai multe ori.
Nu cred că ne mai întoarcem în acele vremuri. Nu, eu n-am zis așa, da, am zis politica... în sensul de longevitate. Da, nu, politica actuală este una sănătoasă și numai mult de două mandate pentru orice funcție. Și mi se pare una corectă, care este în acord cu politicile europene. Deci și la Cameră, și la Senat, și la primărie, și la... Așa ar trebui. Ca la, și să știți că la Buzău, două la primărie, la două la prefectură, s-a respectat acest consens. Da? Și o să se respecte în continuare, pentru că e o normalitate. Risc să te plafonezi. Eu vă spun, vin dintr-un domeniu în care avem directori de 20 și ceva de ani. Dar nu-i cu ei, să fie sănătoși. Dar școlile sunt la fel. Nu generalizez, sunt anumite România, zone. Da? România educată. La ce ai stat 20 de ani dacă tu ai școala la fel? Da? Și atunci nu ai nevoie de o provocare. Stabilitate. Ca și fac și eu ca Mircea Badea. Stabilitate. Stabilitate. N-ai nevoie de o provocare. N-ai nevoie de ceva care să determine să evoluezi, să mergi mai departe. Asta fac tinerii. Au ideile mult mai bine conturate și știu, cunosc drumul mai bine decât am făcut-o noi la vârsta lor. Ca o, așa, ca o iau cum vrei din partea mea, ca o laudă. În primul rând, gândești ca un tânăr. Dar o să aflăm ce gândește mai mult ca Briana, pentru că e mult mai tânără. Ai o floare foarte frumoasă în piept. Prima dată am zis că e simbolul partidului, dar trebuiau să fie trei. Ce reprezintă floarea? Este un omagiu adus de Ziua Veteranilor. Din 2014 și România s-a decis ca 11 noiembrie să fie Ziua Veteranilor. De altfel, la nivel european, este recunoscută ca fiind și Ziua Armistițiului, da? Deci pe 11 noiembrie... Regele Charles astăzi a fost acolo, Macron la fel cu... Da, deoarece pe 11 noiembrie 1918 s-a terminat primul război mondial. Și este foarte important să aducem acest omagiu soldaților căzuți în luptă, desigur, și totodată, spre exemplu, Marea Britanie se poartă acel mac roșu. Roșu, desigur, este simbolistica aceea jerfei, iar la noi în România avem bujorul. Bujorul, bun. În Olanda, cred că e tot macul, că ei au... Trebuie să fie la ea. Ei cu macii stau mai bine. Deci, uite, mi-ai vorbit foarte frumos. Ai citit despre războaiele mondiale? Ai documentat? Ți-a plăcut? Îți place istoria României? Da. E domeniul ei. Da, exact. Da, mi-a plăcut foarte mult. Este un domeniu extrem de interesant, este un domeniu foarte folositor în a oferi o analiză bună a situației actuale, geopolitice de altfel, și cred că știm cu toții foarte bine că istoria este ciclică, deci este imperativ să o cunoaștem. Se repet. Exact. Da. Spre exemplu, îmi cer scuze că vă întrerup, discutam într-o altă emisiune de posibile opțiuni ale lui Trump în ceea ce privește oprirea conflictului din Ucraina, da? Și una din aceste opțiuni, din punctul meu de vedere, va fi acceptarea teritoriilor deja anexate de Rusia să rămână în apartenența Rusiei. Bun. Păi, și Crimea, bine, 2014. Bun, și acest lucru mie mi-amintește de 1938, când Marea Britanie și Franța a permis atunci Germaniei naziste să păstreze anexarea Cehoslovaciei, în ideea de poate nu va persevera conflictul, tocmai în ideea de a aduce pace. Această politică se numește politică de appeasement, politică de conciliere, dar a produs fix opusul. Ulterior, începând și al doilea război mondial. Da, și acum, dacă ar fi Trump, cred că nu mai e de aceeași părere, că am văzut că ultima declarație e pacea poate fi adusă prin forță și prin putere. Sperăm că deci nu. Asta ne duce cu gândul la... Să sperăm că nu. Pe fiul lui Trump, băiatul cel mare, astăzi declarație caldă, i-a transmis, a avut o convorbire cu Zelenski și i-a transmis că se termină cu alocația. Da. În 38 de zile se da, în 38 alocația. De zile se termină alocația. Mi se par grave, sincer, astfel de... Deci Ucraina, în momentul în care, părerea mea, că suntem pe ultimele secunde ale primei părți, părerea mea că, bine, voi ca politicieni trebuie să priviți și spre exterior, pentru că politicile nu sunt numai de interior, așa se sunt politici și de... clar, da. Așa, părerea mea e că în clipa în care America își va lua mâna de pe Rusia, de pe Ucraina, Rusia va invada și va decima. Să sperăm că va fi pace. Cu toții ne dorim, pentru că războiul la graniță și atunci... E foarte periculos.
Da, sunt de acord cu părerea dumneavoastră, într-o oarecare măsură, deși aș prefera să nu văd acest scenariu complet negativ, desigur este o opțiune la momentul actual, dar eu cred că mai degrabă momentan pentru a se și recupera Rusia, da, deoarece și ea a susținut niște pierderi destul de majore, da, 200 de tancuri, 650 de vehicule pierdute, peste 80.000 de vieți pierdute, da, și vedem acum și prezența armatei nord-coreene, cât au fost, da. 10.000, 12.000 de soldați trimiși. Bun, acest lucru arată și o slăbiciune. Da? Și trebuie interpretată ca fiind astfel. Bun. Și, totodată, în acest context, vreau să spun și de faptul că Rusia mai degrabă, la momentul actual, ar lăsa harta, când Trump, să zicem, când vine la conducere, da, pe, când e 20 ianuarie, când vine la conducere, o să păstreze teritoriile deja anexate și să se concentreze mai mult pe războiul acesta economic. Și vedem și prin activitatea de la BRICS că asta ar urmări. Practic, oricum, ei și-ar dori să înlocuiască dolarul ca și forță în ceea ce privește bursa, da? Deci e foarte important. Deci mai degrabă s-ar concentra pe aspectul acesta economic. Da, șoc, 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 titrăm mare pe ecran. Briana Ioniță aduce pacea în Ucraina. Prima parte a emisiunii noastre s-a terminat, oameni buni. Câteva minute de publicitate și ne întâlnim în partea a doua. Credință, cultură, tradiții și produse autentice românești. O Românie sănătoasă este o Românie puternică. Reindustrializăm România. Unim România prin autostrăzi. Șanse egale la educație. Fiecare copil la școală. Creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri. Pe 1 decembrie, votați candidații PSD Buzău la alegerile parlamentare. Poziția 6 pe buletinul de vot. La alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024 ai drept de vot dacă ești cetățean român și ai împlinit 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv. În ziua alegerilor, votarea începe la ora 7 și se încheie la ora 21. În străinătate se poate vota începând de sâmbătă 30 noiembrie între orele 7 și 21. Pentru a vota, trebuie să prezinți un act de identitate valabil în ziua alegerilor. La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, votezi la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde ai domiciliul ori reședință. Dacă în ziua alegerilor te afli în altă localitate din cadrul aceleași circumscripții electorale unde ai domiciliul sau reședința, poți vota la orice secție de votare din cadrul acesteia. Dacă ai domiciliul sau reședința în afara țării, poți vota la orice secție de votare organizată în străinătate sau prin corespondență dacă te-ai înregistrat cu această opțiune pe portalul www.votstrainatate.ro. Vizitează-ne pe www.roaep.ro. Alege! Ai încredere în alegerile tale. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă. În noiembrie și decembrie, România votează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase pentru influențarea votului este infracțiune și se pedepsește conform legii. Sesizează orice încălcare a legii. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. La alegerile pentru președintele României din 24 noiembrie 2024 ai drept de vot dacă ești cetățean român și ai împlinit 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv. În ziua alegerilor, votarea începe la ora 7 și se încheie la ora 21. În străinătate, se poate vota începând de vineri 22 noiembrie între orele 12 și 21 și sâmbătă 23 noiembrie între orele 7 și 21. Pentru a vota, trebuie să prezinți un act de identitate valabil în ziua votării. La alegerile pentru președintele României, dacă în ziua alegerilor nu
nu te afli în localitatea de domiciliu sau reședință, poți vota la orice secție de votare. Dacă în ziua alegerilor te afli în afara țării, indiferent dacă ai sau nu domiciliul ori reședința acolo, poți vota la orice secție de votare organizată în străinătate. Pentru a vota prin corespondență, trebuie să ai domiciliul sau reședința în străinătate și să te fii înregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro cu această opțiune. Vizitează-ne pe www.roaep.ro. Alege, ai încredere în alegerile tale. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă. Credință, cultură, tradiții și produse autentice românești. O Românie sănătoasă este o Românie puternică. Reindustrializăm România. Unim România prin autostrăzi. Șanse egale la educație. Fiecare copil la școală. Creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri. Pe 1 decembrie, votați candidații PSD Buzău la alegerile parlamentare. Poziția 6 pe buletinul de vot. Am revenit, oameni buni, în cea de-a doua parte a emisiunii noastre și invitații mei de la această oră, aceia și din prima parte, domnișoara Briana Ioniță și domnul Dan Popescu, candidați din partea PSD pentru Camera Deputaților. Oameni buni, am văzut campania asta cu tot felul de circoteci, cu tot felul de... Nu știu, nu credeam să ajung la vârsta asta. Și mi-e dor, o spun, și am discutat și cu invitații înainte de emisiune, discutam și cu colegii din redacție, mi-e dor de campaniile alea electorale spumoase, mi-e dor de campaniile alea, Dane, dacă ți-aduce aminte, când mergeam cu caravana și s-auzea PSD pentru om ca Albina pentru pom. Aveau farmecul lor, aveau. Acum campaniile, nu știu, au devenit mult mai răutăcioase, cu atacuri mult mai multe la persoană. Ceea ce mi se pare, eu cred că într-o campanie nu trebuie să fie atacul la persoană, trebuie să fie o prezentare de idei, o prezentare de proiecte și de la alea să pornească discuțiile. Dar am văzut și altfel de manifestări în aceste campanii electorale. Am văzut pe unul cântând la pian, pe unul cântând la chitară, pe unul stând în cap ieri. Ieri am văzut pe unul stând în cap. Oameni buni, nu știu ce să mai inventeze. Pe unul care își aruncă cravata, de parcă ăla e slujitor, de parcă era, când și-a aruncat ăsta cravata și filma clipul electoral și i-a aruncat, el are impresia că e ceva de bonton, ceva șucar cum ar veni, ca să mă priceapă și pe limba lui. M-am dus cu gândul la Klaus Iohannis când a aruncat paltonul pe mașină. Da. Așa. Voi am văzut pe pagina voastră de Facebook că faceți campanie electorală, o campanie electorală decentă, cinstită, lăutărească, cum ar veni, mergeți din om în om și vorbiți cu oamenii. Cum se desfășoară campania electorală PSD? În primul rând, trebuie să le readucem aminte oamenilor cine au mărit pensiile în țara asta, cine au mărit salariile profesorilor în țara asta, cine a făcut autostrăzi. Păi aduceți. Păi le-am adus de fiecare, de asta suntem din poartă în poartă, din ușă în ușă, door to door, cum spunem, pentru că oamenii știu, avem surpriza că oamenii știu ce ar trebui să voteze, pentru că în istorie, singurul partid care a fost aproape de oameni a fost PSD-ul. Da? Eu ca profesor nu știu alt partid să-mi fi mărit salariul, ba din contră, știu pe ăla care mi l-a tăiat și nu l-am săluit niciodată. Da? Fiecare a avut o dramă în familie când a avut cel puțin un profesor sau un cadru didactic, da? Ca și orice alt român. Când da, bănuiesc că te referi la Traian Băsescu da, și guvernarea Boc. Alții ne spuneau că da, ne spuneau că tot Traian Băsescu ne spunea că trebuia să desființăm spitalele, nu știu câte spitale. Nu, stai puțin, până ajungi la spitale. Bă, învățământul românesc este o... naște tâmpiți. Corect, este o realitate. Și avem nevoie de ospătari?
Da, și de mecanici este auto. O realitate, pentru că desfințam spitale, trimiteam tinerii, pentru că ajungem la tineri, da? Trimiteam tineri în străinătate, da? Și ne-am trezit în pandemie când avem doctori, da? Până când a venit PSD-ul și a mărit și salariile în sistemul de sănătate. Astea sunt realități pe care oamenii le știu, da? E normal, suntem singurul partid care am prezentat un program de guvernare pe următorii 4 ani. Nimeni nu a venit decât cu obiecții la programul de guvernare pe care l-a prezentat PSD-ul. Asta este campania pe care noi o facem și noi nu ne uităm la concurenții politici, pentru că noi ne vedem de drumul nostru, alături de oameni, siguranța pentru un trai mai bun. Când am plecat la emisiune, am o vecină mai... Știi că la țară întotdeauna, cum stau eu acum la țară, la Focșenei, deși e zonă metropolitană, nu prea e țară acolo, am o vecină... Fiecare localitate are camerele ei vii de luat vederi, care iese de fiecare dată la poartă să vadă cine pleacă, cine vine, cine așa. Și m-a întrebat, să nu-i niciun fel de regie, m-a întrebat dacă ea să stea cu teamă pentru ianuarie, că a văzut ea la televizor că nouul soft ăsta cu pensiile și cu asta, și că în ianuarie nu se va mai face mica recalculare a pensiilor. Eu cred că orice om din țara asta conștientizează faptul că un drept odată obținut nu mai poate să ți-l ia nimeni. Dacă ai primit o mărire la pensie, nu ți-o ia nimeni. Nu, era vorba despre mărirea care urmează să se facă în ianuarie. Mărirea de la pensie? Da. Eu cred că PSD-ul a dat dovadă de-a lungul istoriei că este un partid serios și că orice a promis s-a ținut de cuvânt. Și totodată, dacă îmi permiteți să completez ceea ce spuneți, statistic vorbind, 82% din pensii deja au fost crescute în urma deciziilor deja luate. Acesta este clar un angajament pe care noi ni l-am asumat și prin acțiune dovedim că așa se întâmplă, așa se face. Deci oamenii să stea liniștiți. Da, noi avem și un program de guvernare, avem un angajament în fața tuturor că pensiile vor continua să crească până la nivel pensia medie brută, undeva la 800 de euro, iar pensia minimă brută în 2028 va fi 415 euro. Lucrurile astea nu se joacă nimeni cu ele. Nu vinde nimeni vorbe, doar că este campanie electorală. PSD a făcut lucruri și înainte de campanie electorală, da? De când e la guvernare, PSD a făcut lucruri și de fiecare dată când a fost la guvernare. Da, Briana, fiindcă ești tânără și nu o să te întreb de... Vorbesc cu Dan Popescu, vorbesc despre ce a fost înainte în politică, cum a fost... Dar cum vezi tu acum? Pentru că un rol foarte important îl au rețelele astea sociale, unde tinerii postează, nu întotdeauna ce trebuie, pentru că eu, nu știu, câteodată mă apucă nervii când văd pe din astea, are una. Deci, să zicem că eu vreau să emit o gândire inteligentă acolo și fac 20 de vizualizări și vine una care își ridică fusta un pic și arată piciorul și are 1,3K. Și am văzut că influențele, după, bine, e și un banc cu influencer ăștia, că eu n-am încredere nici în ăștia, că ce-i taică-tu influencer, Bulă și cu prietenul lui, și al tău ce e? Ci că nici al meu n-are muncă, dar nu știu să spun în engleză. Cum vezi tu fenomenul ăsta al influencerilor? Și am văzut influenceri plătiți de Rusia. Pentru dezinformare, uh-huh. Cu prilejul alegerilor din Republica Moldova, de schimbarea Constituției pentru aderare la UE, uh-huh, și de realegerea Maiei Sandu. Crezi că rețelele astea, că se apropie și astea se fac cam cu 2-3 zile înainte de ziua votului, vor apărea astfel de mesaje de la ruși, bineînțeles că de la ruși vine ploaia, și pe rețelele din România și influențări ăștia vor putea fi cumpărați și să vină cu mesaje din astea anti-românești, anti, și să voteze partidele extremiste, partidele pro-rusești, că avem și noi două. Da. I will debunk the question, o să luăm așa puțin. Deci, în primul rând, în ceea ce privește influencerii, într-adevăr, sunt foarte mulți tineri care preferă acest domeniu, se simt foarte în largul lor să vorbească în fața camerei, au o anumită încredere de sine, e alegerea lor la finalul zilei să facă acest lucru. Deci, influencerii pe care noi avem deja în România, ca atare, îi luăm, sunt influencerii din România. Acum, problema cu dezinformarea apare din partea conturilor false, conturile care peste noapte au foarte multe vizualizări, deoarece sunt foarte multe programe care sprijină acest lucru. Ferbele de troli. Exact.
Exact. Da, cred că o să apară astfel de mesaje. De altfel, este o strategie a Rusiei și a fost de-a lungul anilor și vedem ce s-a întâmplat și acum la alegerile din Republica Moldova, corect? Într-adevăr, ei au o campanie de dezinformare. De ce au această campanie de dezinformare? Pentru că ca Rusia să susțină un război cu mai multe state este extrem de costisitor, da? Vedem și pierderile pe care le-au avut în conflictul actual în Ucraina. Și atunci este o altă strategie de dezinformare și de destabilizare a altor state. Deci da, acest lucru este posibil să se întâmple și la noi. Cred că este foarte important ca oamenii să fie conștienți în primul rând de acest lucru și să preia mesajele pe care le găsesc în acest mediu online, social media, da, vorbim de TikTok, vorbim de Facebook, vorbim de Instagram, să le ia așa cu mare, mare atenție. Păi și atunci, scuze-mă, Dani, te întreb eu dacă se estimează că în Republica Moldova, care e un stat micuț acolo, dar de o importanță covârșitoare din punct de vedere politic și geopolitic, ca să spunem așa, s-au cheltuit peste 180 de milioane de dolari sau de euro, mă rog. Crezi că România, care e un stat mult mai mare și de o importanță mai mare ca Republica Moldova, vor da rușii drumul la robinet și vor... Cred că este altă situație față de Republica Moldova. Electoratul din România are alte educații. Da? Să nu uităm că jumătate din Republica Moldova totuși. Ne uităm la Transnistria și vedem cum e controlată ca și... Prietene, dăm voie să-ți vin cu un argument covârșitor. Vine țancă uraganul și spune să-l votez pe ăla sau pe ăla. A venit băiatul ăla, Luis Manuel, care eu am aflat că există un Luis Manuel în România, aici la emisiune, când m-am dus și n-am avut cum să trec pe acolo, drăgaica plină și străzile pline de... 30.000 au fost. 30.000 de oameni la Luis Manuel. Și vine ăla și spune că trebuie să-l votez pe ăla. Nu o să vină nici el. Acum vorbim aceste influențe, probabil au impact asupra celor nehotărâți. În toate statisticile, cam 30% din populația cu drept de vot e nehotărâtă, dar nu înseamnă că în două zile cineva îi hotărăște pe acești oameni. Influențe vor fi, dar nu atât de mult încât să determine soarta votului. Fie că pe mine nu mă influențează nimeni și nici familia mea și nici mulți alții care au o educație electorală, pentru că fiecare și-a trăit pe propria lui piele, să zic așa, absolut tot ce s-a întâmplat în societatea românească. Nu cred că va avea o influență majoră. Bun. Probabil pe aici, pe Briana. Și raportat, și îmi cer scuze, vreau să adaug, raportat la întrebarea dumneavoastră și la răspunsul pe care l-ați oferit dumneavoastră, pe care îl susțin. Dăm exemplu direct Republica Moldova, da? S-au investit atâția bani, desigur există riscul ca și în România să aibă loc un proces similar. Mi-amintesc, urmăream cu emoție numărarea voturilor, mă uitam la știri. Și la început, când erau primele ore, era o șansă foarte mare să câștige contra candidatul Maiei Sandu. Și atunci, eu chiar da, mi-am fost, făcut... A fost diaspora, o întrebare cu răspuns scurt, Briana, că acolo diaspora a înclinat balanța. Tineri. La noi, scuză-mă tu pe mine, la noi am văzut în ultima vreme o tendință a TikTok-ului și a băieții cu plăcuța suedeză de afară. S-au liniștit și care, nu... care transmit tot felul de mesaje anti-PSD. Da. Stați, vreau să-mi termin ideea, da? Și tinerii din diaspora au reușit și Maia Sandu a câștigat. Bun, acum, trecem la plăcuță. Deci, cum vezi tu influența asta a TikTok-ului, care e cea mai vastă rețea de manipulare a maselor, să zic așa, vis-a-vis de băieții ăștia cu plăcuța suedeză, care transmit mesaje împotriva PSD-ului? Foarte scurt răspunsul, pentru că ultimele 10 minute discutăm și de programul PSD. Ok. Sunt într-adevăr un pericol, bun, cred că suntem de acord cu acest lucru, dar fiind și un răspuns scurt, eu am încredere în oameni că vor ști să facă diferența între dezinformare și informații veridice. Bun, mulțumesc. Dane, hai să încep cu tine la programul PSD, că ești un pic mai hârșit în politică. O să îi rămână ultimul cuvânt să-l aibă Briana. Programul PSD, PSD Buzău, ce vrea să facă pentru Buzău, PSD Național, ce vrea să facă pentru România, o să iau, virtutea acestor alegeri parlamentare. O să iau care cu PSD Național, da? Pentru că s-a exprimat intenția
de a pune, de a conecta România pe toate fronturile cu capitalele europene, feroviar, prin autostrăzi, cât și naval, da? Multe lucruri nu se știu, sau probabil noi nu le-am dat importanță până acum, dar aflând la un moment dat că Dunărea este un canal navigabil sub 300 de zile, 280 de zile pe an, intenția noastră, decidenților, e de a face 360 de zile pe an, da? În felul ăsta volumul de mărfuri, volumul va fi mult mai mare de mărfuri, un impact asupra mediului covârșitor. Gândiți-vă că o barjă care transportă mărfuri înlocuiește 50 de camioane. Asta este un exemplu, da? Nu sunt lucruri de neatins, da? La momentul ăsta avem 1000 de kilometri în diferite stadii de licitație sau sub execuție, acești 1000 de kilometri în 4 ani de zile vom putea circula pe ei și se vor adăuga altor 1100 și 1200 acum în decembrie. Sunt lucruri, sunt ținte care se realizează. La fel, 2700 de kilometri de cale ferată, de care România are nevoie ca de aer, pentru că, la fel, impactul asupra mediului este unul foarte important. România se vrea un hub logistic în zonă și atunci avem nevoie de o reindustrializare, un învățământ de calitate, un sistem de sănătate bine pus la punct. Mai de asta s-au început la Iași construcția unui spital regional, se mai construiesc două. Toate lucrurile astea sunt deja începute sau într-un stadiu la care se lucrează. Da? Deci nu vindem vorbe alegătorilor, doar a pune ștampila pe PSD. PSD-ul nu vorbește niciodată fără argument și fără fapte. Riana? Da, iar în ceea ce aș putea completa, în ceea ce privește tineretul, urmărim de asemenea dezvoltarea învățământului dual, dezvoltarea învățământului preșcolar, desigur, și inclusiv zero impozite pentru tineri cu vârsta de sub 26 de ani, care au salariu minim. Totodată, în programul de guvernare vedem și această componentă socială, așa cum am menționat anterior, creșterea pensiilor și avem și creșterea salariului minim. Acesta a fost deja crescut la 3700, urmează iar să aibă loc o majorare în ianuarie 2025, să ajungă la 4500, dacă nu mă înșel. Bun, avem această... Exact. Avem această componentă socială, acoperim și aspectul acesta al tinerilor, desigur, reindustrializarea, așa cum a fost menționat anterior. Cred că programul de guvernare al Partidului Social Democrat este un program de guvernare solid și cu obiective clare. În domeniul protecției sociale, răspunde care vrea dintre voi. Nu știu, eu nu prea sunt de acord cu banii ăștia fără muncă, cu 416-le. Da. Deci, nu știu, îl văd oarecum banul ăsta dat cu alt scop. Haideți să vedem, da. S-a tot rostogolit ideea asta că unii nu muncesc și primesc bani. Dacă ne uităm la sumele pe care le primesc, o să vedeți că sunt derizorii. La traiul zilnic de astăzi, nu poți supraviețui numai cu aceste sume. Aceste sume vin cumva în ajutorul anumitei categorii de oameni care, într-adevăr, chiar nu pot munci, adică au diferite probleme, da, chiar medicale. Te văd, zâmbești, să știi că s-a redus foarte mult, într-adevăr. Te contrazic. Dacă vorbeam acum 10 ani nu dau exemplu de localitate. Okay. Știi cine sunt cei mai mari consumatori, ca să nu le spun bețivi, de la barul din localitate? Ăia de la ajutorul social. Sunt din ce în ce mai puțin, asta încerc să spun. Acum 10 ani aveam o discuție și aveai dreptate. Da? De la an la an, această categorie e din ce în ce mai subțire. Da? Au rămas foarte puțini în fiecare localitate. Iar în fiecare oate, primarul știe ce are de făcut cu îi cunoaște pe fiecare. Da? Fiecare e bun la ceva. Nu mai este acea masă de oameni pentru care trebuia, într-adevăr, noi munceam și alții, vedeți dumneavoastră, primeau banii poate nemunciți. S-a rostogolit această idee. Ușor, ușor, lucrurile se simplifică. Într-adevăr, rămân acei oameni care probabil n-au nicio sursă de supraviețuire, nu putem să-i aruncăm undeva la groapa cu gunoi, pentru că nu este uman. Tocmai de asta, noi suntem un partid social, suntem aproape de oameni. Da? Nu plătește Partidul Social oamenii care nu muncesc cu un salariu minim pe economie, exclus. Da, Briana, la
nivelul primăriei Buzău, tu ești consilier municipal. Consilier județean. Consilier județean, îmi cer scuze. La nivelul județului, ai cunoștințe despre ăștia cu ajutorul social de la 416? Dacă într-adevăr primarii îi folosesc, măcar dacă tot le dau banii aia puțin, așa cum a spus Dan, să-i trimită să măture și o stradă sau să tai o buruiană, sau să, dacă ăștia își fac treaba? În ceea ce privește cunoștințele mele, acestea se raportează și la răspunsul colegului meu, care sunt complet de acord și sunt sigură că pe viitor o să putem să ne gândim la metode mult mai eficiente de a gestiona această situație. Bun, pentru că suntem pe final, nu mai mult de un minut, Dane, un mesaj pentru alegătorii voștri. Ar trebui să fiu destul de convingător, nu? Un minut, hai un minut jumate. Un minut și jumătate. Venim în fața dumneavoastră pentru a vota partidul care este aproape de oameni, partidul care întotdeauna a fost aproape de nevoile fiecăruia dintre noi, partidul care aduce în față, în mijlocul oamenilor, oameni pregătiți, oameni cu expertiză pe fiecare domeniu, oameni care vă pot face viața mai bună. Nu ne propunem obiective mărețe, ci obiective realiste. Nu aveți niciun motiv pentru a nu vota PSD-ul. Toate motivele din lume sunt pentru PSD, pentru a pune ștampila pe cei trei trandafiri. E prima dată când încerc să, în direct, să conving oamenii. Cred că cel mai ușor este ca oamenii să conștientizeze care partid în istoria post-decembristă a fost aproape de nevoile fiecăruia dintre noi. Briana? Și totodată, ca să completez mesajul deja bine stabilit, avem în față un moment istoric. Buzăul are șansa de a da președintele României. Nu, vorbim despre președinte. M-am ferit să vorbesc despre asta. Nu. E promovare electorală pentru alegerile parlamentare. Mă văd nevoit să-ți atrag atenția. Nu vorbim despre prezidențiale. Aia e altă mâncare de pește. Așa. Pentru prima dată în istoria post-decembristă, Marcel Ciolacu va câștiga de pe locul întâi un nou mandat de deputat. Continuă. Te ajut. Ți-am spus că te ajut. În regulă. În acest caz, așa cum a spus și colegul meu, avem o echipă de profesioniști, avem o echipă pregătită să aducă soluții cât mai eficiente în ceea ce privește problematicile actuale ale României și ar fi păcat să nu valorificăm această șansă. Da, mulțumesc celor doi invitații ai mei, oameni buni, din păcate și această emisiune, frumoasă emisiune, s-a apropiat de sfârșit. Mulțumesc, Dane, mulțumesc, Briana. Și noi mulțumim. Noi ne întâlnim mâine seară la 60 de minute, doi invitați de marcă și mâine seară, Teo Cojocaru, consilier municipal, și viceprimarul Ionuț Apostu. Până mâine seară, să ne auzim cu bine. Credință, cultură, tradiții și produse autentice românești. O Românie sănătoasă este o Românie puternică. Reindustrializăm România. Unim România prin autostrăzi. Șanse egale la educație. Fiecare copil la școală. Creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri. Pe 1 decembrie votați candidații PSD Buzău la alegerile parlamentare, poziția 6 pe buletinul de vot.